Bună ziua, suntem astăzi în ferma Unigrains din Constanța, alături de partenerul nostru Teodor Ichim. Salut, Teodor! Salut, Bogdan! Salut, Ipso! Salut, John Deere! Bine te-am găsit și aș dori să povestim puțin despre noile tehnologii pe care le folosești în fermă. Poți să ne spui mai multe despre modificările pe care le-ai făcut anul acesta în ceea ce privește tehnologiile pentru plantele prășitoare? Să spun, beneficiile sunt foarte multe și am sesizat lucrul ăsta, l-am descoperit la târgul din noiembrie de la Paris, la SIMA. La un moment dat ceva mi-a atras atenția. Am și poze cu un tractor care mai avea o antenă montată pe implement. Este vorba despre sistem autopat, este vorba despre un sistem de ghidare mult mai performant și mai precis. Știu că totuși acest sistem, totuși tu l-ai implementat cu totul în această primăvară, dar este, să spunem așa, un sistem și un procedeu un pic de lungă durată, pentru că tu ai început partea de semănat, când ți-ai înregistrat liniile exacte pe unde a trecut fiecare secție în parte, iar la momentul de față tu îl folosești la prășit, folosind un CAD, dacă nu mă înșel, pe implement. Este un sistem care are o cartografiere a fiecărui rând semănat pe toată suprafața semănată. Spre exemplu, noi acum avem 1500 de hectare de culturi de primăvară semănate. Ei bine, avem la momentul ăsta 1500 de hectare, pe 1500 de hectare poziția fiecărui rând cu o precizie de 1 cm maxim. Se seamănă cu sistemul autopat, în momentul în care în arhivă se înregistrează toate datele necesare, iar apoi cu repetabilitate de 9 luni poți face orice fel de lucrare. Dacă semănătoarea, atunci când a semănat, a deviat un pic și are o mică curbă, și prășitoarea o vezi cum curbează și cum prășește exact în curba aia. Și pe capete, pe curbe de nivel, sistemul ăsta poate ține foarte, foarte precis direcția. Pe mine m-a atras din prima lucrul ăsta, dat fiind faptul că noi lucrăm într-o zonă foarte aridă, dat fiind faptul că în zona noastră trebuie să adoptăm tehnologii conservative pentru apă și totodată trebuie să reducem cât se poate de mult în condițiile de secetă tratamentele fitosanitare și, știu eu, excesul de chimicale. Plus că odată aerăm solul, plus că pot să fertilizez și să adaug îngrășământ, să fertilizez în timpul vegetației și îngrășământul să-l încorporez. Iar provocarea era că la ce suprafață de culturi de primăvară avem, este aproape imposibil să facem o trecere în timp util pe toată suprafața asta. Fiind utilajul condus de computer, pot să lucrez chiar și în 3 ture. Deci pot să lucrez 24 din 24. Gândește-te că un operator, oricât de experimentat ar fi, noi semănăm și la 50, toate culturile de primăvară sunt semănate la 50 de centimetri. Ei bine, viteza lui maximă cu care putea înainta era undeva la vreo 5-6 km la oră, în condițiile în care și cultura permitea lucrul ăsta. Toată lucrarea o face acest sistem și, bineînțeles, însoțit și de Dynatrac, care este un sistem suplimentar de siguranță și pe care am vrut să-l montăm și pe ăsta, pentru că, Dumnezeule, odată semănăm în an. Nu ne permitem să ne tăiem cultura și atunci este odată sistemul autopat al John Deere-ului, plus coroborat și corelat cu sistemul Dynatrac, care mișcă implementul în funcție de semnalele pe care le primește. De la 40 de hectare, maxim 50 de hectare în două schimburi cu două prășitori într-o zi, adică suntem undeva la peste 100-110 hectare în fiecare zi, cu două prășitori de 8 rânduri. Teo, mă bucur foarte mult că acest sistem sau aceste sisteme de fapt îți priesc și te ajută atât de mult și că îți pot ușura atât munca și îți aduc atâtea beneficii și sperăm ca pe viitor să ai beneficii din ce în ce mai mari. Îți
maxim, așa folosim tehnologiile gen. Mă apreciez foarte mult că ați fost alături de mine, că ați venit alături de mine în proiectul ăsta și uite, este primul an în care deja avem rezultate. Se pot gândi de aici, se pot gândi mult mai multe. De aici putem să începem să visăm. Important era să putem să facem lucrurile astea cu, bineînțeles, resursele pe care le avem.